După o zi de pauză, astăzi a fost programată proba de matematică din cadrul examenelor naționale. S-au prezentat 4.187 de elevi care au susținut această probă în intervalul orar 9-11 și am avut și un caz special, și anume o elevă de la școala gimnazială Ion Creangă, care i s-a făcut rău, fata a fost la spitalul de urgență. La un moment dat, starea sa de sănătate i-a permis participarea la examen, astfel încât am solicitat Comisiei Naționale subiect de rezervă, iar această elevă va susține evaluarea națională la matematică la ora 1. Am avut și absenți la această probă, și anume au lipsit 169 de elevi. La ieșirea din sală, elevii au declarat că subiectele nu au fost grele. Au fost ușoare. Decât la partea a treia mi s-au părut puțin mai grele. Multe emoții, așteptăm rezultatele. Pentru ce liceu vrei să optezi? Eu vreau liceul francez, Voltaire. Au fost de dificultate medie, puțin mai grele decât cele de la sesiunea specială. Problema de geometrie plană ne-a pus puține probleme. Am avut de studiat un dreptunghi, să aflăm perpendicularitatea a doua drepte și colinearitatea a trei puncte. Problema de geometrie în spațiu a fost puțin mai ușoară. Am avut de calculat arii, sinusul unghiurilor și drepte, să arătăm că sunt mai mici decât o anumită lungime. La partea a doua am avut probleme de aritmetică, de desenat un cub, am avut funcții și ecuații n de x cu numere care aparțin mulțimii numerelor reale, iar la partea a întâi a fost ceva de bază, ce orice copil ar trebui să știe. Pentru că până la urmă trebuie să arăți că știi cât de bine știi ce trebuie să știe toată lumea. Cel mai dificil a fost de la subiectul 3, exercițiu 1, ar trebui să ne amintim din clasa 5-a cu ortocentru. În schimb, subiectele, să zicem că au fost de nivel medium, dar nu au prezentat nici măcar la subiectul întâi sau la al doilea dificultăți. Trebuia doar să fim atenți și atât. Afișarea primelor rezultate este programată pentru 26 iunie până la ora 16, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi până la ora 20. Rezultatele finale vor fi comunicate în 30 iunie în centrele de examen și pe evaluare.edu.ro.